Vai! Mamă să... Am avut o pisică la mine. Da, fac muzica. Și cum te cheamă? Marco Gles. Mai e un Marco, cel cu cagulă. Mai e un Marco. Băi, deci era unul, băi, știa melodia pe de rost, dar nu vine acum melodia în cap nici dacă îți dorești, aia cu Zani. Ah, nu, 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 stai așa, stai. O fute mamaie, i-am dat-o bine cu aia, i-am dat cu ea de dulap. După i-am dat cu pula în cap, nu știa ce s-a întâmplat. Are Alzheimer de căcat, aia gen, nu? Felicitări din partea mea, zic, deci, crede-mă. Eu mi-am rupt tața la 22 de ani. La 22 de ani. Și crede-mă. Câți ani ai? Poftim? Câți ani ai? 19, tu? 19. Tu? Tot 19? Ți-am zis mai degrabă câți ani ai. Iulia, ascucea-me. Ochi și urechi, la mine. Ce culoare are laptele? Alb. Sub o secundă. Iulia. Sorry. Am întrebare. It's okay, it's okay, it's okay. We are okay. Do you speak English? Okay. Yes, I speak English. Iulia, you have to pay attention to me, please. Just 5 seconds, okay? And after this, we can speak. Okay, Iulia, attention. 1 second, maxim. Ce culoare are laptele? Alb. Ce bea vaca? Apă. 7-8? Băi, mai am vrea. Da, scuze, dau eu restart. M-ai blocat prea tare, nu mă... Da, de ce nu? Cum te cheamă? Alina. Alina? Da. Vrei să te fuți cu mine? Nu. Încă? Nu. Nu încă? Like you? Da? Like you? Ești like you? Sau ce? Like you, mă. Like... Asta e, să mai întâmple. Bă, nu știu engleză de astea, bă. Pe rămâne, mă, tată. Bine, frate, ca tine. A, adică ești popular sau ce? Îmi zic că... Da. Ești bine. Ce faci? Bine, tu? Bă, caut femei. M-ai găsit. Ha, mă, că n-arăți ca o femeie. Se mă, cum am, ce ai, frate? Dacă zici tu... Mi-am amorțit jumătate de mână, cred că am făcut brain fart. Și mie, eu scos stânga, eu te-o, stai. De la tine, de la lab. Ești cântăreț? Da, frate. Ce cânti? Am făcut chiar o piesă în care ziceam ceva despre tine. Un pupic și să te iei la dans, te cunoște undeva, tu ai cumva OnlyFans, tu e pe Instagram, m-a confundat cu colacul să... Nu, mă, ce? Gen... Ce punte? Mașina, mai ai mașina? Nu mai am. Au, oh, ai dat-o pe 10 porci, cum ți-am zis. Ai avut dreptate. Ai văzut, mă? Cum credeai tu? Hai, mă, și tu acum, băi, vorbim noi altă dată, nu e... Le zici tu la oameni cum ai venit la 11 noaptea să-mi ceri un pahar de ulei să oară familia mea? Bă, băieți, la 11 noaptea a venit, mă, să-i dau un pahar de ulei. Păi, dar stai-mă un pic, că ți-am fost bulangiu. Mi-a adus niște clătite, nu știu, cred că clătitele alea sunt cumva să scap de fututul. Când își reneva să ta clătite și nu ai chef să fâți, nu știu, cred că le faci palea, să moară tata, dar bă, da, erau niște clătite, dar nu erau clătite. Problema știi care e că n-am mai avut, am vrut să-și cer și niște lapte, dar după aia mi-am dat seama că e prea târziu și am pus cola. Dar nu m-am gândit că iese așa. A, mă, că și tu ai fost bucătar, ai fost, ai văzut, știi cum e, Ceunescu, Căunacu, nu mai știu cum erai, cum aveai tu. Băga mea, aș pula mustața ta și în ciocul tău. Ce Unescu, mă, băgați ești pula în gură. Nu mai, nu mai știu cum se numea, nu mai știu cum se numea, serios. Un mergător, cum se numea, mă, Ce Unescu, mă, fudu-te. Nu, mă, nu, se numea cumva, dar nu mai știu cum se numea, cu Inăcescu, cu Onăcescu, nu mai știu. Mamă, le zic la băieți aici, le zic la băieți că ai dat la pe discurs și ai uitat share screen-ul pornit, băgați ești pula în gură. Dar astea faci? Hai că vă zic story time. Ce story time, că l-ai inundat direct să... Mai știu Hanora cu ala meu, trăiască ție, că cred că l-am uitat la tine. Și mai poți mai iau și eu că nu mai am îndaltă. Vorbești cu buldogul, că doarme pe el de 2 luni. Îi plac. Și culoarea mea preferată? Verde. Păi vezi că ai ghicit din prima să moară familia, cu mine te potrivești din prima, e albastru. Dar tu unde ești cu culoarea mea preferată? Tu mă urmărești. Bine, nu mă supăr acum, că nu e o combinație între noi, să știi. Și că mai 18 ani? Albastru,
clara ta preferată? Cum? Ai spus că e albastru. Albastru? De unde știi? Ești bine, sora mea, dar nu prea duci. Și iubitul tău ce are? Nu prea duc, normal. Poftim, ce-am mai spus, ne-am mai întâlnit într-o seară și ți-am spus și mi-ai făcut morală că, pă bune, atât de mare diferența între voi. Ce-am, mă, ești nebună, glumești, mă, coaie, calmă. Da. Și tu ai 18, el cât ani are, câți ani are? 20. Să moară, familia, ai nebunit la cap. Găsește-ți dracu unul de vârsta ta, ce dracu, stai cu dăștia mai mari ca tine. Ai luat-o palalile așa de la copil? Uitați-vă la mine cum arăt acum. Uitați-vă la mine cum arăt acum. Uitați-vă la mine cum arăt acum, că nu o să mă mai vedeți așa. Mă, coaie, băgam iaș pula, coaie, trebuia cu asta, bă. Îmba pula. Să îmba pula. E prea mic, coaie. Bă, coaie, cum am ajuns în momentul ăsta? Îmi spune și mie cineva, coaie? Mamă, mâine am clip la Muntenii, coaie. Bă! Coaie, mâine am... Mamă, mâine filmăm date-uri de-alea pe nevăzute, să vorb... E pe nevăzute. Mamă, să moară familia mea, dar nu mă duc mâine să-mi cumpăr 40.000 de pălării de-alea. Bă, dacă stau așa să-mi bag pula dacă mă văd. Hai să mă tund acum pe toată partea și să mai băga mea și pula. Am dat urechea jos să moară familia mea. Bă, zici că-s boica! Mamă, nu faceți poze că vă bag. Să moară familia mea, zici că-s boica. Round 1, fight! Arăt bine. Să moară familia mea, dar nu m-am tuns ca lumea. Am venit pula, că am vrut să mă tund mai scurt dacă era, dar... S-a tăiat moțul, băieții! S-a tăiat moțul! Vezi că îți fac gemeni, direct. Nu îmi place gemeni, tată, că nu vreau să mă chinui cu ei. De ce, drecu? Că unul scos pe cur, unul scos pe pizdă, nu te chinui de la te zic. Îți place anal? Nu îmi place familie multă. Anal nu-ți place? Da. De ce? Că iese cu pământ galben, cu ce iese de acolo? Cu râmi. Să moară familia, dar n-ai hazna în cur. Hai că, auzi, să nu fii nebună, să nu-ți mănânci cârpele după ce naști. Na, nu fac cârcâr. Nu cârcâr, dacă îți mănânci cârpele, gen. Face tu, bă, mamă, dar ce tonsoare ți-ai tras să mori? Talent să moară, familia mea, talent. Băi, frate, bă, dar ce ai făcut? Oprins boala copiilor pe tine, frate? Boala dracilor pe mine. Băi, nu cred, frate, dar ce te-au apucat să te tunzi așa de urât? S-a luat unul de mine cu peștele, cu dastea și m-am enervat, mă, cațile. Auzi, mă, viața mea, să mor eu și tu. Am fost și eu 24 de ore la pește. Am ajuns seara la 9, la 10 am băgat bețele în baltă, am pescuit până la 5 dimineața, la 6 m-am pus eu la somn. Ca să vezi, până la 10 m-a lăsat ăla să dorm mai mult. Eu am zis pe clip, pă, trezește-mă și pe mine pe la 8, știi? Și noi aveam același de ăla, cum îi zice, mincioc de pui în el, sau cum nu mincioc, forfat, de pui în el peștele. Da. Forfat, aveam același forfat de punea peștele în el. Nu-i forfat, mă, mâncați și pe asta, cum îi zice, mă? De nu știu de care, la cât... Mă rog, și puneam în aceeași loc peștele. Și ce crezi, mă, cu am dormit și de la 6, i-am zis să mă trezească la 8, m-a trezit la 10. Ăla mai prins pe zi, a tras ca lumea că am făcut eu pat de nadă și s-a luat așa de mine, domne, că a prins la pește, auzi, în juvelnic. Și a zis că n-am prins. Și acum le-am dat cu să vezi când apare clipul ăla de 48 de ori la pește, am luat numai de Iași. Numai de la 3 kg, ești nebun. Și am pus pe oameni să ghicească, să vedem care ghicește cât am luat. Am luat, ești nebun, 20 de kg am luat singur.
Wow! Wow! Zici că sunt hamșic să moară în familia mea. Ai, moară tata, bă, dar să poate așa ceva. Păi n-am zis, mă, că la 10.000 de like-uri, mă, tu un chel, gata, bă, tată. Gogule, dă și mie o notă la tunsoara mea, mâncați-i și pula ta. Ce notă merit? Bă, te-am sunat să fii primul care vezi, du-te în pula mea, ia zi, cum îți stă? Cum adică să fiu primul? Păi nu le-ai arătat la oameni? Păi primul din frații mei, că ești prietenul meu cel mai bun. Zi-mă. Nu m-am tuns eu de nebunie, ce ești, prost? Să te tuns de tot cu aia, cât trebuie să-ți mai donezi? Donați? Să mai tundă și restul de păr. Bă, pișeam aș... Sau, a, ai luat tu acum telefonul să... Știi ce zic? Mâncați-și. Gata, mă, gata, nu mai e nevoie să-i donați, să atunci singur, direct. Păi ești prost? Mm. De mâine mă refac. Mă rog, peste 6 luni. Altceva acum, nu? Te-ai tuns așa? Nu e fake, nu e fake, bun. Mamă, ce m-am speriat. Ce zici? Ce zici? Chiar nu știu ce să zic. Când e că m-am tuns. Da, păi chiar nu. Gata. Băi, a Yin și Yang. Yin și Yang, frumos. Și da. Ce reprezintă pentru tine? Nu contează ce reprezintă. Cum se lipește? Wow! Deci după ce mă tun chel pe un live, să dau de un băiat care e chiar albastru în cap cu aia. Măcar, bă! Și cine era băiatul? Albastru în cap? Nu, era unul. Tu, pula mea, mă!